Runda 13-a din Liga 1-a la fotbal se deschide în această seară cu partida Ceahlăul Piatra Neamț Săgeata Năvodari. Meciul este programat de la ora 20 și va fi condus la centru de arbitrul arădean Ovidiu Hațegan. La cele două linii vor oficia Cristian Nica din Ploiești și craioveanul Dragoș Iliescu. Rezervă a fost desemnat Florin Miron din București. Tot din capitală este și observatorul de arbitri George Ionescu. Observator de joc a fost desemnat Romică Pașcu din Brașov. Delegația dobrogeană a plecat joi dimineața spre Moldova. Fără Irie Iordache, suspendat. Suspendat va fi și antrenorul Tibor Selimeș după ce a fost trimis în tribună de Marius Avram la meciul cu Oțelul Galați. Fotbaliștii năvodăreni acuză programul Denzi în această săptămână, dar asta nu împiedică să privească cu încredere disputa cu Ploieșii lui Penalti. În etapa următoare, Săgeata va avea un examen dificil acasă cu Astra Giurgiu.